Primăria Municipiului Iași a finalizat și lansat spre dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local cu privire la stabilirea tarifelor pentru tichetele și abonamentele de călătorie pentru tramvaiele și autobuzele Companiei de Transport Public Iași. În cadrul acestui proiect se dorește și introducerea abonamentului unic pentru călători, a cărui valoare ar fi de 80 de lei. Cu acest tarif se va putea circula pe raza municipiului pe orice mijloc de transport, indiferent de frecvența utilizării, timp de o lună de zile. Pentru cei care vor circula în localitățile învecinate, Tomești, Ciurea, Miroslava sau Valea Lupului, abonamentul va fi de 30 de lei pe lună, cu mențiunea că nu se vor putea folosi acele mijloace de transport din interiorul municipiului. Potrivit memoriului tehnico-economic, introducerea abonamentului unic la un preț rezonabil va trebui să fie susținută și de eliminarea seturilor de bilete. Călătorii care utilizează bilete ar trebui să beneficieze de aceeași facilitate pe care o acordă abonamentul unic, anume de a putea ajunge la destinație folosind un singur bilet, indiferent de numărul de transbordări. Durata unei călătorii în cazul biletelor pentru o călătorie și pentru două călătorii va fi de 120 de minute. Elevii și studenții vor putea achiziționa bilete de o călătorie sau cu două călătorii valabile în ambele zone tarifare, prețul acestora reprezentând 50% din tariful întreg al biletelor corespunzătoare pentru o zonă. Se arată în proiectul supus dezbaterii publice. În cursul anului 2017, Compania de Transport Public Iași a înregistrat creșteri la mai multe tipuri de cheltuieli, utilități, combustibil, precum și la cele de personal. Deja 60% din cheltuielile companiei reprezintă salarizarea personalului, care suportă în anul 2018 încă o creștere în urma aplicării majorării salariului minim pe economie, de la 1450 la 1900 de lei. Totodată, în urma discuțiilor cu conducerea primăriei, angajații au obținut încă o ajustare a salariului minim de bază la suma de 2180 de lei. Cu adăugarea sporurilor și a bonusurilor, venitul minim va atinge suma de 2500 de lei, rezultând un fond suplimentar de salarizare de aproximativ 600.000 de lei pe lună, pe care îl va suporta bugetul municipalității. Astfel, biletul cu o călătorie va costa 2,5 lei, iar biletul cu două călătorii va avea un tarif de 5 lei. În schimb, va exista și biletul valabil 120 de minute, care va costa 2,5 lei doar pe zona 1. Totodată, tichetele de călătorie la tarifele propuse vor putea fi puse în vânzare și prin aplicații mobile, sisteme desktop și automate de bilete, ce vor rezulta din contractarea acestor achiziții de către Compania de Transport Public. Pentru a încuraja folosirea periodică a mijloacelor de transport în comun, au fost calculate prețuri avantajoase pentru abonamente. De exemplu, noua variantă, un abonament pe toate liniile valabil 30 de zile costă 80 de lei, cu 36 de lei mai puțin decât în prezent și chiar cu 7 lei mai puțin decât actualul abonament pe două linii.